Primarul Gheorghe Roman, viceprimarul Dan Sima și deputatul Cristina Telman au organizat o acțiune caritabilă la spitalul din Mediaș. Aceștia au donat o serie de alimente de bază și produse de igienă la compartimentul COVID al unității medicale. Edilul șef al municipiului Mediaș a lansat și un apel către comunitate să dea dovadă de solidaritate și să se implice în măsura posibilităților. Având în vedere faptul că și în orașul nostru numărul îmbolnăvirilor cu noul coronavirus este în creștere, consider că un astfel de gest este binevenit. Ca primar al orașului, am făcut tot posibilul pentru ca secția COVID din Mediaș să fie una modernă și în același timp să beneficieze de toată aparatura necesară. În astfel de perioade grele, pentru noi toți, este important să ne solidarizăm și să venim în sprijinul celor care au nevoie de ajutorul nostru. Dragi medieșeni, vă îndemn pe toți cei care aveți posibilități să faceți astfel de acte de caritate, iar pentru ca bunurile pe care doriți să le donați să ajungă la destinație, vă îndemn să luați legătura cu conducerea Spitalului Municipal Mediaș. Consider că asemenea gesturi sunt firești, cu atât mai mult că trăim perioade foarte dificile. Alături de domnul primar Roman Gheorghe și la inițiativa dânsului am participat împreună cu colegul meu, domnul viceprimar Dan Sima, la această acțiune. Am donat o serie de produse necesare secției COVID și considerăm că este un gest firesc care, indiferent în ce perioadă suntem, este nevoie să dăm dovadă de solidaritate. Acțiunea caritabilă la care au luat parte edilii Mediașului a dat practic startul unei noi campanii de donații pentru spitalul din Mediaș și pentru secția COVID din cadrul instituției. Doresc și eu să mulțumesc domnului primar pentru inițiativă. Orice gest de empatie avut față de bolnavii COVID, în afară de a acoperi unele necesități pentru aceștia, apă, fructe, care nu întotdeauna se află în meniu zilnic. Simplu fapt că domnul primar Gheorghe Roman, doamna deputat Cristina Telman, domnul viceprimar Dan Sima au fost prezenți făcând acest gest, reprezintă din punct de vedere empatic un lucru foarte mare pentru bolnavii afectați de virusul COVID-19. Consider că aceste acte caritabile, empatia arătată pentru cei aflați în suferință de către autoritatea locală, în acest caz și de cetățenii orașului, sunt un gest prin care se arată acestor bolnavi că suntem cu toții sufletește alături de ei.